Bine v-am găsit! Sunt Maria Cosmina Ilie și vă prezint știrile Canal Sud. Directoarea medicală a Spitalului Județean de Urgență Călăraș, Georgiana Enache, a vorbit la data de 15 februarie în cadrul unei conferințe de presă despre modul de asigurare a gărzilor pe specialitățile deficitare. Fiind spital de nivel de competență 3, garda de cardiologie nu este obligatorie, însă aceasta este suplinită prin cea de boli interne. De asemenea, garda de neurologie a fost completată parțial. Totodată, garda de radiologie imagistică este asigurată aproape complet. Neonatologia, tot o zonă sensibilă, are gardă continuă în spital. Suntem obligați să asigurăm și servicii de cardiologie și neurologie, atât prin spitalizare continuă, spitalizare de zi și ambulator de specialitate și prin asigurarea gărzii. Garda de cardiologie este suplinită prin garda de boli interne. Nu este gardă obligatorie pentru Spitalul Județean de Urgență de nivel 3, garda de cardiologie în sine, dar medic care să desfășoare activitate în secție în cursul zilei este obligatoriu să avem în fiecare zi. La fel și cu neurologia, unde am reușit să completăm parțial linia de gardă, dar în continuare avem zile în care nu avem medic de gardă de radiologie. Bineînțeles, la începutul fiecarei luni noi anunțăm gărzile în care nu avem personal. Și am reușit să avem secția asigurată cu trei medici. Trei medici care vin cu câte jumătate de normă și ne acoperă aproape două norme de medici la neurologie. Deci activitatea pe zi este continuu asigurată. La radiologie avem un medic angajat al nostru cu normă întreagă și avem încă doi medici care vin cu prestări servicii și fac segment ambulator și asigurăm aproape complet garda de radiologie imagistică, această gardă fiind de asemenea obligatorie pentru menținerea gradului de competență al spitalului. Am reușit împreună cu domnul manager să atragem medici neonatologi, iarăși o zonă sensibilă, deficitară la preluarea mandatului de către domnul manager, fiind, ca să spun așa, terapia intensivă a nou-născutului. Și avem acum gardă continuă și în spital, deci prezent în spital, nu la domiciliu, pe neonatologie. Având această gardă continuă cu medicii nou veniți pe ginecologie, avem trei medici care au venit la sfârșitul anului, sunt tineri specialiști și, ca de obicei, ne bucurăm de suflu nou și de prospețimea cu care vin ei când preiau posturile. Și s-a reușit astfel să avem două gărzi de ginecologie, iarăși criteriu obligatoriu pentru obținerea gradului maternității. Pentru spitalul nostru este obligatoriu să avem maternitate de gradul 2, ca să putem gestiona urgențele obstetricale și în afara programului normal de muncă și să putem de asemenea gestiona și nou-născuții prematuri. La acest moment avem maternitate de gradul 1, astfel încât orice urgență obstetricală care ne vine în afara programului trebuie trimisă automat către maternități care au gradul 2. Iar dacă vine o graviduță cu iminență de naștere prematură, ea ar trebui automat trimisă, pentru că noi nici în timpul programului normal de muncă nu putem gestiona și nu putem manageria prematuri. Aici, în contextul pandemiei, au intervenit probleme foarte mari, pentru că sunt maternități în București care au devenit maternități COVID, deci un prematur, un nou-născut prematur non-COVID, unde să-l duci? Și așa o să reușim, sperăm, acum luna asta trimitem dosarul și poate din martie să intrăm într-o normalitate și pe partea aceasta, maternitatea fiind un punct foarte important pentru un spital județean de urgență. Deci e una din realizările de care sunt foarte, foarte, foarte încântată cu... Organigrama Serviciului Județean de Poliție Transporturi Călăraș este subdimensionată. Șeful acestei instituții, Ștefan Dinu, a declarat săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe de presă, că există un deficit de personal de 25%. Astfel, din 31 de funcții, sunt ocupate doar 23 de posturi. Potrivit afirmațiilor sale, de-a lungul timpului au fost făcute angajări, însă din sursă internă, nu din sursă externă. Lipsa de personal este o problemă întâlnită la nivelul tuturor structurilor, susține conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș Florin Țicu. Ca și
organigrama Serviciului Județean de Poliție Transportul Călăraș. Noi avem în competență 4 posturi de poliție pe suprafața întregului județ, 2 posturi de poliție strict feroviar, TF Ciulnița și TF Lehliu, iar 2 posturi sunt mixte, naval și feroviar, Oltenița și Călăraș. Organigrama prevede 31 de funcții, e subdimensionată la nivelul întregului județ, dintre care sunt ocupate 23. Asta înseamnă un deficit de 25%, relativ mic față de colegii noștri de la IPJ, să zic așa. Un lucru mai puțin bun, să zic așa, este faptul că undeva în cursul anului 2021, posturile de poliție, care acum sunt mixte, erau separate. TFTN era separat TF Oltenița de TN Oltenița. Acum fiind unificate, e dificil să acopere ambele zone de competență, pentru că dacă oamenii urcă într-o embarcațiune, fie a noastră, fie a frontierei, pentru că avem acțiuni în comun, cu frontiera, cu ANR-ul, Căpitania Călăraș, Căpitania Oltenița, dacă mergem în domeniul naval, rămâne zona descoperită pe feroviar și invers. E un impediment, să zic așa, dar încercăm să acoperim ambele zone pe parcursul unei singure zile, să mergem și colo și colo, acolo unde este nevoie. Pentru că spuneați că este o organigramă subdimensionată și că nu aveți personal suficient. Au fost scoase la concurs de-a lungul timpului, dar din sursă internă. Primăria municipiului Oltenița anunță că încheie contract de prestări servicii pentru recensământul populației și locuințelor care se va desfășura în acest an. Astfel, autoritatea locală este în căutarea unui număr de 22 de recenzori pentru autorecenzarea asistată din municipiul Oltenița. Este nevoie așadar de 8 recenzori pentru colectarea datelor, 2 recenzori șefi pentru monitorizarea, coordonarea colectării datelor și un recenzor coordonator la nivel de unitate administrativ-teritorială pentru monitorizare-coordonare. Mai multe detalii despre cerințele necesare pentru a deveni recenzor ne oferă colega mea, Georgiana Șerban. Georgiana? Mulțumesc, Maria! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Pentru a deveni recenzori, trebuie să îndepliniți următoarele criterii. Să aveți vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției, aceasta fiind o condiție eliminatorie, să aveți studii medii absolvite, să nu aveți cazier judiciar, să dețineți cunoștințe de utilizare a unei tablete, să aveți abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros, să dispuneți de un telefon mobil pe care să îl utilizați pentru comunicare, să fiți rezistenți la stres și la lucrul sub presiune. În comunitățile cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii pe teren. De asemenea, expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice și experiența de operator statistic reprezintă un avantaj. Ieri, la sediul primăriei municipiului Călăraș, edilul Marius Dulce și reprezentantul constructorului au semnat contractul de proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în municipiul Călăraș prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete. Zona de intervenție a proiectului se află în partea de sud a municipiului Călăraș, traversându-l de la vest la est. Traseul este următorul, se începe din strada Dropiei, Iaz de Cantor, Alea Dumbrava Minunată numărul 8, strada Aviator Vitalie Zvincu numărul 1, Alea Dumbrava Minunată, strada Cornișei, Parc Dendrologic, strada Eroilor, Bulevardul 1 Mai, strada Sloboziei numărul 4 și se termină cu strada Independenței. Proiectul implică amenajarea unei piste de biciclete în lungime totală de peste 3000 de metri și o suprafață de peste 8000 de metri pătrați. Pentru facilitatea accesului în orice perioadă a zilei, se vor planta 164 de stâlpi de iluminat cu alimentare solară de înălțime minimă. Având în vedere lungimea mare a pistei, este propusă și amenajarea de locuri de odihnă pe amplasamentul cărora vor fi montate bănci, coșuri de gunoi și suporturi pentru biciclete.
Valoarea totală a proiectului este aproximativ 1,3 milioane de euro, contribuția primăriei Călăraș fiind de 2%. Durata contractului este de 13 luni din momentul semnării contractului, din care maxim 3 luni proiectare și respectiv 10 luni execuția propriu-zisă a lucrărilor. Guvernul a adoptat în ședința din data de 14 februarie, la propunerea Ministerului Dezvoltării, reglementările pe baza cărora Ministerul Dezvoltării oferă autorităților publice locale subvenție pentru plata facturilor de termoficare, a anunțat ministrul Cechi Atila. Ministrul a subliniat că până la epuizarea bugetului inițial destinat subvențiilor pentru termoficare, Ministerul Dezvoltării va continua să acorde sprijin pentru facturile pentru lunile ianuarie și februarie ale anului în curs, dar suplimentar la cererea autorităților locale va putea acorda și fonduri în plus. Totodată, actul normativ adoptat luni prevede posibilitatea ca autoritățile publice locale, până la epuizarea bugetului, să utilizeze excedentele bugetare pentru a asigura fondurile necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul rece 2021-2022. Săptămâna trecută, juniorii de squash au participat la competiția Slovenian Junior Open, care a avut loc în capitala Sloveniei. Juniorii au adus Călărașului medalii și performanțe bune de la competiția sportivă. Alexandra Gheorghișor a obținut locul 4 la categoria Girls Under 15, Andreea Gheorghișor s-a clasat pe locul 2 la categoria Girls Under 17, la băieți Under 17, Richard Dragomir a terminat pe locul 3. Rezultatele au fost îmbucurătoare, pentru că ne-am apropiat de țări cu tradiție de mulți ani în squash și reușim să urcăm pe podium. Dar încă suntem la început, iar dacă vrem să ne batem cu cei mai puternici, trebuie să muncim și mai mult. Ce pot să mai spun? Suntem foarte recunoscători că putem participa la aceste concursuri internaționale, deoarece copiii prind o foarte bună experiență și se vede progresul de la concurs la concurs. Cum spuneați dumneavoastră, chiar acum la acest concurs am obținut rezultate foarte bune. Andreea Gheorghișor a obținut locul 2. Sora ei, Alexandra Gheorghișor, a pierdut finala mică, a obținut locul 4, iar Richard Dragomir a obținut locul 3 după ce a câștigat o finală mică într-un mod dramatic, revenind de la 2-0 și 5-2. El a condus cu 2-0 și 5-2 și până la urmă a câștigat meciul printr-o luptă extraordinară, să spun așa. Mulțumim sponsorul nostru, Tawil Group, pentru că avem posibilitatea să mergem la aceste concursuri internaționale și să încercăm să devenim din ce în ce mai buni. Acestea au fost știrile Canal Sud. Eu sunt Maria Cosmina Ilie și vă invit pe site-ul canalsud.ro pentru mai multe știri și informații de ultimă oră. Ne revedem și mâine!